Acțiunea de miercuri face parte dintr-un proiect amplu, fizică, abordare interdisciplinară, Liceul Nicolae Cartojan încheiind un protocol de colaborare cu Biblioteca Județeană Ia Basarabescu. Profesoara Mariana Craiciu a prezentat elevilor o scurtă istorie a fizicii și contribuția acesteia la dezvoltarea umanității, dar a vorbit și despre ajutorul primit din partea liceenilor. Voi prezenta un material în PowerPoint. Două eleve de la clasa 11-a ESO, Buzica Lavinia și țepul lui Gabriela, vor prezenta și ele doi fizicieni celebri și în final voi prezenta o revistă pe care am realizat-o cu elevii și care se intitulează Fizicieni Celebri. Deși recunoaște că fizica este o materie dificilă, Mariana Craiciu afirmă că profesorii fac eforturi pentru ca elevii să afle cât mai multe lucruri despre aceasta, apelând la tot felul de acțiuni. Noi încercăm, mai ales prin cursurile opționale, unde avem materiale mai ușor abordabile fizic, să-i atragem la orele de fizică unde sunt foarte multe probleme, la trunchiul comun, întâmpină într-adevăr dificultăți pentru că disciplina fizică este o disciplină dificilă. Dar în cadrul orelor opționale încercăm prin fel de fel de teme să-i atragem spre fizică, pentru că fizica are o importanță deosebită în dezvoltarea societății umane. De la Arhimede la Newton și de la Bohr la Einstein, elevii au aflat o serie de lucruri importante despre fizicieni și descoperirile care au dus la dezvoltarea societății. Acest gen de acțiuni informative vor continua în perioada următoare la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu, implicată în mai multe proiecte cu diferite instituții giurgiuvene.